start din nou în Liga 4 Hunedoara la fotbal. Astăzi etapa 18-a, 9 aprilie 2016. Din clipă în clipă, arbitrul Daniel Tirt din Călan, care este ajutat la cele două linii de Deveni, Cosmin Danciu și Răzvan Fodor, a dat startul partidei. E o partidă ce se anunță foarte interesantă. Observatorul jocului este Stan Hanzi din Deva. Iată că am început prezentarea invers decât este normal, cu arbitrii și observatorul. Voi trece și la echipe. Așadar, un meci de locul 2. De ce nu am putea spune chiar de locul 1? O să analizăm pe parcursul transmisiei aceste detalii. Între Hercule Strupeni, echipa complet în albastru, și Inter Petrila, echipa vizitatoare complet în roșu și negru. Pe o vreme excelentă de fotbal, 20 de grade, timp frumos, cald, gazon foarte, foarte bun. Chiar spuneau înainte de meci o parte dintre fotbaliști că este un gazon excelent, bine întreținut de cei care se ocupă de destinele echipei Hercules Strupeni. Să trecem și la prezentarea distribuțiilor. Să urmărim aceasta. Gapi a respins un balon acum, pe care îl controlează Ciocăr Bogdan Matei. Și o primă intervenție petrileană destul de serioasă, din câte văd, la și așa echipa lupenean aflată în dificultate de efectiv. Dar iată ce a trimis astăzi Dan Voicu în albastru, echipa gazdă. Cosmin Dumitru Rusac în poartă. În apărare, interesant, pe partea dreaptă, Marian Filip, Firan Buțurcă Ungureanu, la mijloc Brândușa Ciocărlan, Alexandru Cojocaru, revenit și el din Anglia de câteva zile, și Harangozo 2, iar în atac Remus Moldovan și Darius Orsachi, fratele portalului Cosmin din poarta Lupenului. În roșu-negru, spuneam, profesorul Avram Vuțu Moldovan joacă astăzi cu Rada Perșe, Adi Câmpeana, Gapi, Ionuț Androne, Torcoș Bogdan Matei, Calai Cozac, Dumitru Alexandru și Adi Dolha. La Lupeni, rezerve sunt portarul Chioran, jucătorii de câmp Marius Moldovan, Marius Pop, Șipoș și Adi Roșianu, în timp ce petrilenii au venit cu Gâmbuță ca portar, Coste, Ilie Flore, Adi Duma și Zavracu, jucător de câmp. Am intrat în minutul 2, chiar 3 al partidei, Hercules Lupeni Inter Petrila 0-0, o partidă, vă spuneam, începută să devină oarecum de tradiție. Este cel de-al 7-lea joc dintre cele două echipe care s-au întâlnit pentru prima oară în campionatul 2012-2013. O primă ocazie și iată Lupeniu pe o bâlbâială, pe o bâlbâială petrileană, deschide scorul. Rere Moldovan revine cu gol în minutul 4 al partidei. În minutul 4 al partidei, gol din 3-4 metri. Ce gafă a apărării! Nu am înțeles pe fundașii petrileni. Iată, parcă și-a revăzut imaginea de golgetă Rere Moldovan. Doar două goluri până în acest moment în actualul campionat. El a fost și foarte multă vreme suspendat. Ce bâlbâială a apărării de la Petrila. Nu m-aș fi așteptat la experiența în primul rând cuplului de fundași centrale, Adi Câmpeana, Gapi. În sfârșit, meciul va fi probabil mult mai interesant din acest moment. O luptă acolo la mijlocul terenului, câștigă petrilenii, care, dar din nou au uitat în poziția valor cei albaștri. Aleargă bine, aleargă bine Brândușa, vine din spate și Ungureanu și recuperează masiva apărare a Petrilei. A degajat lung Torcoș, fost și la Jiul Petroșani. Filip, care joacă, v-a spus, în premier astăzi, în rol de fundaș dreapta, s-a descurcat bine acolo. Deocamdată se joacă dintr-o parte și cealaltă. Revine Raul Ungureanu, se resimte în urma unei accidentări anterioare. Dumitru Alexandru și din nou recuperează apărătorii de la Lupeni, dar out în favoarea formației de la Lupeni, indică tușierul Cosmin Danciu.
aflat pe partea tribunei oficiale, să spun, tribunei întâi, o tribună veche de peste 8 decenii, care a reintrat acum, o văd o imagine, nu știu dacă ar putea să lua camera în imagine, cât de cât un detaliu, este într-o plină renovare, se pare că este o renovare capitală a stadionului de la Lupeni, ceea ce este bine, înseamnă că probabil că edilii și cei care se ocupă de fotbal, de sport din Lupeni, se gândesc în perspectivă la cu totul altceva decât actuala Liga 4, în care se zbate fotbalul lupenean, prin totuși această echipă Hercules, care iată de 5 ani ține în viață fotbalul aici la Lupeni, după desființarea echipei Mineru. Petrila cu mult atac, respingă, au ieșit din apărare, din nou Rere Moldovan, să vedem, faul de galben, după părerea mea. Perșe, aproape ca ultim apărător, cred că Tir putea fi mai hotărât de data asta. Și da, într-adevăr, ceea ce am prevăzut se întâmplă. Perșe vede galben. Așa cum anticipam, intrarea sa a fost de galben și iată că Daniel Tir, după ce a oprit jocul, a arătat cartonașul galben fundașului dreapta, Perșe. Rere Moldovan scăpase periculos. Să vedem dacă Cristi Ciocârlan, capitanul echipei de la Lupeni, va reuși o distanță mare, peste 40 de metri. Execută la, aruncă la bătaie, cum se spune, cea mai nereușită variantă care a ales-o. Cele două echipe au jucat prima, de fapt, primul meci în Liga 4 al echipei Hercules Lupeni este legat de Inter Petrila. Ea a jucat în prima etapă în campionatului 2012-2013, deci iată acum 4 sezoane, acum 5 sezoane, a jucat la Petrila, la Lonea, primul lor meci în Liga 4. Atunci au marcat Adi Dolha pentru gazde și Rere Moldovan pentru lupeneni. Iată un aspect interesant, după 5 ani îi regăsim pe cei doi jucători în aceleași echipe, Dolha la oaspeți la Hercules, care era antrenat atunci de Traian Câmpean. Atunci Adi Dolha a deschis scorul, iar Rere Moldovan a egalat dintr-o acțiune frumoasă. Jucau printre alții atunci la Petrila Young, Popa, Mațanga, Croitoru, Alexandru Popa, dar și Perșe sau Dolha, care se află acum în teren, Ilie Florea și Duma, rezerve azi, iar la echipa de la Lupeni jucau atunci în acel prim meci din actuala echipă doar Ciocârlan și Rere Moldovan. De asemenea putem nota și pe Curtean, titular atunci, acum absent printr-o accidentare, de altfel multe absențe la echipa de la Lupeni. Ciorâia suspendat după meciul de la Hațeg, Adrian Roșean este ușor accidentat, e rezervă, Ionuț Roșean are și el o suspendare, Savu este accidentat, iar portarul Adi Farcaș a văzut roșu la Hațeg și este de asemenea suspendat o etapă. Destule absențe, o echipă încropită la Lupeni și iată, cu toate astea, după 9 minute, conduce cu 1-0, reamintesc că a deschis scorul în minutul 4. Lovitură liberă în favoarea formației în roșu, în rosoneri astăzi. Adrian Dolha este golgeterul Petrilei și pe locul 3 în campionatul Ligii 4, are 14 goluri la activ, pe când cel care a marcat singurul gol de până în acest moment, Rere Moldovan, este un golgeter în urmă cu 2 sezoane a Ligii a 4-a. Acum însă, așa cum vă spuneam, mai puține goluri, o eficiență mai mică față de edițiile precedente. Meciul retur din campionatul, din primul campionat,
greșeală de portar, ce bâlbă acolo a lui Rada, portarul Haring este accidentat și el, titularul. În retur, spuneam, la Lupen, Hercule s-a învins atunci cu 3-2. Iar apoi, în campionatul următor, 2013-2014, două victorii lupenene, 4-1 la Petrila și 2-1 la Lupeni. Iar în sezonul trecut, 3-1 la Lupeni și 1-2 la Petrila. 1-2, scor cu care s-a încheiat și meciul din tur, disputat în toamna anului trecut. Așadar, un raport sensibil egal de forțe între cele două echipe, prin palmaresul direct, Hercules Lupeni, Inter Petrila. Acest derby de Valea Jiului la ora actuală, mai mult de atât nu se poate. A ciupit bine Brândușa un balon acolo. Nu. Ungureanu recuperează Dumitru Alexandru. Agapi, periculos acolo, să vedem dacă se... Iată, o fază discutabilă, ușor tras. Am avut impresia de un apărător, dar au scăpat periculos petrilenii. Nu aș vrea să mă pronunț pentru că nu am o reloare, dar a fost acolo ținere de short. Execută Perșe. Petrilenii au început să câștige de câteva momente teren. Ies cu mai mult curaj, Loții Calai, fostul divizionar a Calai. Și un fault de la lui Calai, sancționat de arbitrul Daniel Tir din Călan, unul din cei mai experimentați arbitri la nivelul Ligii a 4-a. Se va executa această lovitură liberă de pe partea stângă din direcția de atac a echipei de Lupeni, înalt, la jumătatea jumătății de teren. Petrilene, balon protejat de apărătorii de la Petrila pentru ca Rada se poată intra în posesia balonului. Perșe, Calai foarte frumos schimbat, vedem dacă Alexandru prinde balonul. Dumitru Alexandru continuă să rămână în posesia balonului. O centrală bună pe diagonală, Filip a venit bine în centru și a închis. A alunecat Brândușa. Filip din nou cu capul, bine se descurcă până cu Filip ca fundaș, așa este fault a masivului jucător Agapi, un jucător de aproape 100 de kilograme. Și minutul 14, o lovitură liberă execută Cosmin Dumitru Ursachi, portarul de rezervă al Lupenului, astăzi însă titular prin absența lui Adi Varca și l-aminte suspendat după eliminarea de la Hatzeg. Agapi Darius Ursachi a pressing acolo al atacanților de la Lupen, dar s-au descurcat bine Agapi și Câmpeană, Ungureanu cu capul foarte bine, însă a intrat în posesia balonului Torcoș. Acum Bogdan Matei. Amândoi jucătorii s-au lovit, să vedem ce se va da. Fault la Ciocârlan, comis de, cred că, Torcoș. Și se resimte un jucător de la Lupeni. Spuneam, o echipă care anul acesta împlinește 5 ani de la înființare, comparativ cu Petrila, care împlinește 95 de ani. Ciocârlan. Blocajul cred că al lui Agapi.
și out, indică arbitrul Andrei Fodor, tușierul, asistentul de pe partea opusă transmisiei noastre. Ca de obicei, la Lupeni public mult, față comparativ cu celelalte localități din Valea Jiului, inclusiv pe tribuna opusă, să zicem tribuna a doua, cea aflată pe malul Jiului de vest, se află destui spectatori. Și astăzi au venit în jur de 300-400 de oameni. Din nou scapă Ungureanu, însă balon bine dejucat de Perșe. Out de pe partea stângă. Corner. Nu, lovitură de colț. Am avut impresia că a fost, mă rog, mingea a ieșit oricum în afara terenului. Lovitură de colț pe care se pregătește să o execute Horangozo 2. De la colțul de terenului probabil va executa, așa cum a bărit, cu Bolt în careu. Și un cap care trece peste transversala porții apărate de Rada, un portar mereu în contratimp astăzi. Cred că jucătorii Lupenului și-au dat seama cu cine au de-a face acolo în poartă și n-ar fi exclus să speculeze ezitările portarului de la Petrila. Perșe va executa până la Calai. A încercat să Dumitru Alexandru a fost angajat, dar până la urmă cei de la Lupeni au acordat un out. Observ la echipa Inter Petrila, atunci când își construiește atacurile, vin foarte bine cu mijlocașii, creând în general o superioritate numerică în treimea echipei de la Lupeni, dar apoi lucrurile se sting acolo în față. Nici Alexandru, nici Dolha nu reușesc să fructifice aceste situații, de unde și rezultatul defavorabil lor până acum. Hercule Lupeni conduce cu 1-0, vă reamintesc, Rere Moldovan în minutul 4, un cap petrilean. A venit tocmai Adi Câmpean din spate și până la urmă corner. Multă lume acolo, aglomerație în careul petrilean. Execută Dumitru Alexandru, a respins lupenenii, gata, faza s-a răcit. Și iată un contraatac, 1 contra 1. Să vedem dacă Rene Moldovan, dacă Rene Moldovan va rezolva singur. Nouă, s-a pierdut. S-a împiedecat, a căzut. A fost și ușor incomodat acolo de un apărător de la Petrila, dar nu s-a dat fault. Probabil că arbitrul Daniel Tirza a considerat că nu e cazul. Filip respinge Ionuț Androne. Ușor, nebunule, că nu te din astea tu. Ca poziție de clasament, cele două echipe sunt foarte apropiate. Un punct are Inter Petrila pe locul 2 peste Hercules Lupeni. Ambele echipe aflându-se în urmărirea șoimului băiță. Este Lupeni Inter Petrila 3-1 în turul campionatului trecut, 2014-2015. Câștigat atunci spuneam de ce Petrila cu 3-1. Soare, Rene Moldovan și Filip au marcat pentru gazde. Agapi, un gol de poveste pentru petrileni. Cosmin Dumitru Ursachi. Perșe, urmărit de Brânduș, da? Perșe, în continuare, se descurcă bine. Faul, Ciocărlan.
Sau din nou, de altă dată comis de Buțurcă. Calai. Dumitru Alexandru. Și un balon degajat în tribună. Iată, aș putea spune că după 24 de minute este prima fază cât de cât mai tensionat acolo. Apar discuții între jucători. Să vedem dacă Tirt va reuși să controleze situația. Puțin nervi. Până la urmă lucrurile s-au rezolvat. Să vedem ce discuții are Tirt cu tușierul Andrei Fodor. I-a semnalat ceva acolo. Sperăm că nu începem cu cartonașe roșii. Să vedem ce decizie a centralul Daniel Tirt. Meciul este întrerupt de momente bune. Ia, să vedem. I-a chemat pe Rere Moldovan și pe Adi Câmpean. Până la urmă, cred că rămâne doar la nivel de discuție, e regulă. Până la urmă nu s-a întâmplat nimic cu toată sesizarea lui Fodor și Tir vine acum la Dan Voicu să-l certe, cred că. Perșer. Ar fi păcat ca atât de repede să se strice meciul. Bogdan Matei. Așa învățăm marele antrenor al și un out în favoarea formației Hercules Rupeni, minutul 26. Hercules Inter 1-0, minutul 4 s-a marcat. Deocamdată se joacă destul de echilibrat, un meci în care n-am văzut nicio ocazie de gol, exceptând faza din minutul 4 când s-a deschis scorul. Un meci foarte sărac în faza de poartă și offside semnalat de Andrei Fodor. Cred că s-a grăbit puțin aici tușierul de pe partea opusă, dar este doar o părere personală. Din nou reușesc cei de la Inter, Petrila, să scoată balonul dintr-o zonă periculoasă. Schimb de baloane. Bine, acolo a trimis Cojocaru. Firan. Și el joacă astăzi cu un post inedit. Fundaș central. Din nou offside semnalizat de Răzvan Fodor. Dar iată că el este totuși bine poziționat și probabil că, evident, deciziile sale care irită gazdele. Sunt probabil cele mai bune sau printre cele mai bune. Câmpean, care are un cartonaș galben, atenție. Două cartonașe galbene până acum în contul Petrilor, Perse și Câmpean. Rere Moldovan scapă singur, dar a încetinit, după părerea mea, în momentul când nu trebuia. Și Perse a dejucat acțiunea ofensivă. Și out pentru Hercules Lupeni. Hai un pic,
execută Ungureanu. Hands, corect. Ursachi a comis hands la primul această minge. Degajarea Gapi. Capul Ungureanu. Rere Moldovan a încercat o trătuită pe spate, nu i-a ieșit. Nu știu dacă are probleme de ordin fizic Rere Moldovan, să sperăm că nu. Este un jucător matur, la 38 de ani. Out. Cap. Perșe. Să vedem dacă Cozac, tânărul elev al liceului, al colegiului tehnic Constantin Brâncuș, Petrila, ajunge balonul, l-a ajuns bine, l-a respins la fel de bine apărarea de la Lupin. Buțurcă a fost acolo un picior salvator. Din ce în ce mai consistente atacurile echipei de la Petrila. Iată un fault acolo. Nu-mi dau seama, a fost fault, oricum Tiert era aproape de fază. 30 de minute din prima repriză, Hercules Lupeni Inter Petrila 1-0. Un out, până la urmă, centrare bună. Cosmin Ursachi scapă balonul și ce ratare, minutul 30. Incredibilă bâlbâială a lui Ursachi. V-am spus eu, cei doi portari, Rada și Ursachi, dau hrană bună atacanților celor două echipe, dar ei nu sunt nici ei nu cea mai bună vână. Așadar, să notăm Adi Dolha în minutul 30. Mare ocazie. Nu speculează această gafă a portarului Lupeniului. Doi portari slabi astăzi și totuși este numai 1-0. Dacă ar fi vreo 5-4, poate am... Iată, au respins petrilenii. Destul de slab stă Hercules Lupeni la capitolul rezerve. Probleme în cazul unor accidentări. Cosmin Ursachi, de data asta, sigur. Dar Dumitru Alexandru, Bogdan Matei, Cojocaru și Tirt oprește din nou jocul în minutul 32. Au respins din nou apărătorii de la Petrila. Și din nou Răzvan Fodor ezită de data, scuzați-mă, Andrei Fodor ezită de data asta, dar acordă corect offside și iarăși este chemat Tirt, iarăși probleme, iarăși discuții. Încep să cred că văd un meci urât. Galben pentru Harangozo 2. Primul cartonaș galben văzut de Lupeneni. Văd că acest tânăr puște de arbitru din Deva, Andrei Fodor, de pe partea opusă, până acum a fost cel mai băgăcios, așa să spun. De multe ori l-a chemat pe Tirt la el, semnalizându-se, sesizându tot felul de chestiuni care de aici noi nu le înțelegem acum. Ia să vedem ce se întâmplă acum. Dumitru Alexandru va executa lovitură de colț de pe partea dreaptă. Boltă, iese Ursachi. Ai, ai, ai. Ciocărlan, Harangozo 2.
Firan urcat din atac, o centrare, însă foarte bine a venit Bogdan Matei la întâlnire, șut, bâlbâie și portarul Rada Mingea, dar până la urmă totul e bine când se termină cu bine pentru echipa sa. Nu vreau să fiu o piază rea, dar dacă una din cele două echipe va pierde azi, va fi pe mâna portarilor. Ungureanu, urmărit de Perșe. Aut acordat de echipa oaspete. Și iată din nou proteste acolo ale gazdelor pentru moment și out. Out în favoarea echipei Hercules, Lupen, cred. Ungureanu. Moldovan. Moldovan. Sunt câțiva jucători pe care îi văd deja cu cărcei. Calai, Dumitru Alexandru, Bogdan Matei, iese Ursachi, portarul Ursachi, și până la urmă culege mingea. Pe partea dreaptă se desfășoară acum lupta între cei doi, două combatante, s-au uitat acolo. Ciocârlan și vor beneficia de o lovitură liberă cei de la Hercules Lupeni. Vă reamintesc în roșu, negru, Lupeneni, în albastru, Petri Leni. Minutul 36, intrăm acum al partidei Cojocaru. Calai. Din nou Calai. N-a reușit să scoată de acolo un balon și din nou Hercules. Pătrun de moldovan, dar de data asta Rada mult mai inspirat. Câștigând duelul cu atacantul Lupenului. Din nou, inițiativa aparține de ceva vreme echipe Hercules Lupeni și au cam împărțit repriza până acum cele două echipe. Am văzut câteva atacuri consistente, o prezență ofensivă destul de ambalată, să zic așa, pe trilenilor la poarta lui Cosmin Ursachi, dar iată că Hercules Lupeni își amintește că este gazdă și o lovitură liberă fără succes. Și vor repune prin Agapi cei de la Petrila. Degajare lungă dincolo de jumătatea de teren. Balon ajuns pe partea stângă. Petrila încearcă să-și construiască un atac cât de cât consistent, coerent, să zic așa. Și Calai, excelent! Iată ce înseamnă un fotbalist de clasă. A știut să întoarcă mingea. Și din minutul 38, un șut plasat, 18 metri, cred. A profitat de inerția portarului Cosmin Ursachi, care oricum este în contratimp astăzi, și a plasat balonul exact la vinclu. Hai, 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 hai. 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 Hai.
așteptăm frumos șutul acestui Calai, care vă dați seama valoarea sa. Au repus din nou Lupeneni. O contra acolo pe Trileană. Mi se pare un cartonaș galben, cel puțin, jucătorului de la Petrila, pentru gestul său, care a dat de la pământ, după Dolca este, nu știu, sigur. Din nou acolo. Vedem ce se va întâmpla. Aragoz II ar trebui să stea cel mai liniștit, pentru că are galben. Acum Daniel Tirtă are probleme cu banca Petrileană, dar cred că jucătorul căzut acum al Petrilei, nu-mi dau seama exact cine este, merita un cartonaș galben. Galben ia, nu-mi dau seama, cineva de pe margine a luat galben. Nu știu dacă nu Duma, jucătorul Duma, care este rezervă. În sfârșit. Eu nu mai am așa o premoniție negativă, dacă sunt convins că se va lăsa cu un cartonaș roșu în această partidă, după felul cum... Cert este că cred că Dumitru Alexandru a făcut un gest probabil neobservat de arbitru, de aceea nu mai insist, dar era de galben. Acolo era problema, la Dumitru Alexandru. Numărul 7 din echipa Petrileană. Nu-i a dat. Nu că mai are unul sucat. Trebuie să dea roșu. Mă uit pe inventarul de galbene. Perșe și Câmpean au galben de la oaspeți. Harangoz II de la și încă un jucător, cineva de pe banca de rezerve a luat galben, dar o să mă interesez la pauză să vedem despre cine e vorba. Așa cum vă spuneam că portarii celor două echipe vor fi decisive astăzi, în sensul negativ al cuvântului, așa cred că și un cartonaș roșu stă pe țeava puștii, să spun așa. Perșe, out. Ciocărlan. Trage bine cojocarul, dar pe lângă poartă. Ia, din nou, foarte multe întreruperi în această partidă. Cred că și Inter Petrila și Hercules Lupeni își doresc victoria, dar ar trebui să... Până la urmă, Cala îl ajute pe Ciocărlan. Degajează Agapi în jumătatea de teren a Petrilei, în minutul 41 al partidei. Din nou scapă Dumitru Alexandru, dar bine Raul Ungureanu intervine acolo și conduce balonul cam mult, după părerea mea. Totuși a scăpat de trei jucători. Remus Rere Moldovan, out. Un final mai în forță al formației lupenene, care își dorește să plece la cabine cu un avantaj. Rere Moldovan, un timp întârziat, dar pentru mai multă siguranță, Nicu Adi Câmpean, fost divizionar B la Minerul Lupeni în anii 2000, degajează lung Firan acolo la balon, schimbă cu Buțurcă Rândușa. Ungureanu, Alexandru Cojocaru a fost numărul 3, Alexandru Cojocaru, vă spuneam, a revenit de la muncă din Anglia în urmă cu câteva zile, s-au făcut câteva antrenamente și iată că și în lipsă de efectiv, Dan Voicu a fost, este nevoit să-l titularizeze, nu joacă rău, are câteva kilograme în plus, evident, dar rămâne o soluție în continuare în criza aceasta de efectiv, cu suspendări, cu accidentări.
să îl folosească, iată, astăzi chiar titular. Lovitură de colț, minutul 43. Cred că arbitrul va prelungi cel puțin 2 minute această primă repriză. Ce șut frumos a tras Ciocârlan, dar aiurea portarul, din nou Rada, a rămas spectator. Dar norocul lui a fost că balonul a trecut pe lângă poartă. Cred că Rada nici n-a realizat ce s-a întâmplat acolo. Destul de problematică viața apărărilor celor două echipe, cu doi portari care nu-ți dau încredere deloc, ba din potrivă. Ionuț Androne a ieșit foarte bine acolo. Firan, cred, nu, a fost Darius Ursachi și până la urmă lovitură de colț indicată de asistentul Andrei Fodor. Se grăbește, un fel de a spune, se duce spre minge Andrei Harangozo 2. Ce bun ar fi fost pentru Luperen și fratele său, dar se află și el plecat în Marea Britanie. Harangozo 2, cap, Cojocaru, Perșe. A venit Calai, l-a primit, dar ungureanu pierde, presat de Iosif Lotfi Calai. Buțurcă Bogdan Matei, optarul de la Colțiu, fault în minutul 45 al partidei. Acum am intrat în minutul 45, să vedem dacă arbitrul de la Călan va prelungi această repriză. Agapi va executa. Agapi va executa, este un jucător masiv. A flărat arbitrul Daniel Kirt. Agapi execută, dar rău de tot pentru echipa lui. Cojocaru a prins, a interceptat, mai bine spus. Harangozo 2. Ursachi, Harangozo 2. Multe pase greșite. Și pauză, start dat de Daniel Tir din Călan, din clipă în clipă, Hercule Suteni, Inter Petrila, 1-1, rezultat stabilit în minutele 4 și 38, Remus Moldovan, respectiv Calai, autorii celor două goluri. Între timp am identificat și cartonașul galben primit la pauză, primit, adică pe banca de rezervă, am fost la pauză, m-am interesat. Este vorba de Ilie Florea, numărul 14, jucătorul de rezervă care a văzut galben, a intrat acolo într-un clinch verbal, cred că cu Tirt, cu arbitrul Tirt, și a văzut galben acolo la un vâlmășeală, nu mi-am dat seama atunci și acum am întrebat la cabine și într-adevăr Ilie Florea, numărul 14 de la Inter Petrila, galben, astfel că el alături de colegii săi Perșe și Câmpenea au galben în acest joc. Un meci în care Hercule Supen cu Dan Voicu la cârmă în roșu-negru joacă cu Cosmin Ursachi, Marian Filip, Firan Buțurcă, Ungureanu, Brândușa Ciocârlan, Alexandru Cojocaru, Harangozo 2, Remus Moldovan și Darius Ursachi. De cealaltă parte, în albastru complet. Și gol din nou în startul reprizei. Formidabil. Brândușa, minutul 48, cred că, 7. 47. Din nou portarul Rada, spectator. Ai avut dreptate. Total. Brândușa înscrie. Din 3 metri, tot ca și Remus Moldovan, pe ezitarea lui Rada. Rada putea să iese oricum. A văzut centrarea. Ce portare avem astăzi la Luperi. Să sperăm pentru echipa lupereană că Cosmin Ursachi va fi mai atent în partea a doua. Iată că Hercules Luperi va trece din nou pe locul întâi dacă va câștiga acest joc. Așa, vă suntem dator cu prezentarea echipei Inter Petrila în
roșu-negru. Avram Moldovan joacă astăzi cu Rada Perșea, adică Împeana, Gapi, Ionuț Androne, Torcoș, Bogdan Matei, Calai, Cozac, Dumitru Alexandru și Adi Dolha. Iată din nou depășit de situație Rada, însă șutul a depășit și transversala. Probleme mari de portar. Agapi va degaja. Lung, dincolo de jumătatea de teren. Văd că ambele echipe joacă exact cu echipele de start, din start. Și acum din nou Inter Petrila aleargă după egalare. 2-1 a fost și în tur rezultatul pentru Inter Petrila, însă într-un meci destul de momente frumoase, dar și tensionat. Atunci tot Cala i-a marcat. Ca o coincidentă și Adi Câmpean, dar tot Brânduș a marcat și atunci pentru Lupeneni. Așadar, doi dintre marcatorii din tur, Calai de la Petrila și Brândușa de la Lupeni, sunt și pe lista de marcatori ai jocului de astăzi. Acum când ne apropiem de minutul 50 al partidei, Hercules Lupeni Inter Petrila 2-1. Și iată că Petrila scapă din nou printre apărători. De data asta nu putem să-i facem vinovat pe portarul Ursache, care a avut o excepțională intervenție în această repriză secundă, dar iată că a scăpat. 63. Minutul 63. În minutul 63 scapă echipa oaspete și Bogdan Matei punctează pentru 2-2. A doua oară că obține egalarea jucătorii de la Petrila. Vă reamintesc, după două intervenții excelente la Dolha, în minutele 54 și 60, Cosmin Ursac este învins de un șut sec de la 10 metri. Scrie Brândușa, astăzi este ziua lui Brândușa. Minutul 78, a treia oară astăzi Lupeniul trece la conducere și pentru acest aspect meciul poate fi jucotit spectaculos. Într-adevăr, un gol impecabil. Brândușa a marcat și de la egal la 1-1, a făcut 2-1, iar acum face 3-2. Aș spune că de data asta nu se mai poate imputa. Portarul lui Rada a fost un gol frumos. Și Hercules Lupeni Inter Petrila din minutul 78, 3-2. Suntem trecuți de minutul 90. Cred că arbitrul tir va prelungi cu câteva minute. Între timp Zavracu joacă din minutul 87 la Daniel Alexandru, la Dumitru Alexandru. Marius Pop din minutul 77 la Cojocaru. Și din minutul 89, Marius Moldovan în locul Harangozo 2. Echipa lupeneană se află în avantaj. 3-2, gol marcat în minutul 78 de Brândușa cu capul și Dan Voicu trece acum la a treia schimbare. A treia schimbare făcută, spuneam, deci de Dan Voicu pentru Lupeneni. Așa e reșit, mă! Iese Rere Moldovan și intră și Poș. Da,
Ivan este aplaudat de public. În minutul 4 a marcat primul gol. Și în acest moment, fluier final, Hercule se învinge 3-2. Rene Moldovan, Brândușa de două, respectiv Calai și Bogdan Matei. Pentru oaspeți au semnat o victorie meritată, după părerea mea. Așadar, 3-2, Hercule Stupen, Inter Petrila. Vă mulțumim pentru atenție!